Așadar, eu pun în clasa 11-a, Amin Cosmin, și ne propune un set de ghișiții, să te rog, Cosmine. Să se scrie coațele dreptelor determinate de punctele A, A de coordonate minus 2 și 1, da, și B de coordonate 1 și 2. Și mai trebuie să-mi dai informații. Nu, atât. Cum? Pe date? Să scrie? Să se scrie ecuațiile dreptelor determinate de punctele A de coordonate minus 2 și 1 și B de 1 și 2. Așa. Ecuația generală era de forma care era forma AX plus BY plus C egal cu 0. Deci ecuațiile, forma generală de ecuații este asta, AX plus BY plus C egal cu 0. Însă, asta e forma generală. Forma normală este asta, y egal cu mx plus n. Mx plus n. Da? Și atunci, tu vii și îmi spui așa. E vorba de dreapta care trece prin punctele A și B. Da? Faptul că trece prin punctele A și B, când a trecut, când A, asta e dreapta D. Când A aparține dreptei D, înseamnă că x-ul lui A, care e minus 2, devine aici minus 2 și y este 1, da? Deci dacă A aparține lui D, înseamnă că, zicem, y indice A egal cu m ori m ori x indice A plus n. Echivalent, cum ar spune că în loc de y-ul lui A, cât este y-ul lui A? Minus 1. 1 este egal cu m ori x-ul său ori minus 2, da? Plus 1. M ori minus 2, atât, dar și plus n. Încă o dată insist. Deci dacă dreapta trece prin A, în clipa aia, x-ul devine minus 2 și y-ul devine 1. Și atunci relația devine 1 egal cu m ori minus 2 plus n. Ce ar însemna, dacă o privim invers, minus 2m plus n egal cu 1. Minus 2m plus n egal cu 1. Când spunem că punctul B aparține dreptei D, B aparține dreptei D, este ca și cum aș spune că în loc de B, în loc de Y pun 2, adică 2 egal cu m ori 1 plus n. M ori 1 plus n. Da? Și este de parcă aș spune că m ori 1 plus n, adică zic m plus n, m plus n este egal cu 2. M plus n egal cu 2. Și apare un sistem de două ecuații cu două necunoscute pe care îl rezolvăm. Nu? Cu determinanți, dacă vrei. Păi da, da? Eu cu determinanți. Păi asta facem. Notăm cu A matricea coeficienților, adică minus 2, 1, 1, 1, minus 2, 1, 1, 1. Aici, necunoscutele sunt mașină. Da? Și det de A egal cu determinantul lui minus 2, 1, 1, 1 și face minus 2 ori 1, minus 2 diagonala principală, să mă amintești, nu? Da, diagonala principală, nu? Minus 2, minus 2, 1, 2, minus 1 și egal cu minus 3. Și acum am aflat determinantul lui A. Asta e coloana lui M și asta e coloana lui N. Da. Nu? Și acum notăm cu A indice M matricea în care înlocuim coloana lui M, adică pe minus 2 și 1, cu 1 și 2. 1 și 2 și respectiv 1, 1. Și atunci vine det de A indice M egal cu determinantul 1, 2, 1, 1 și egal cu 1 minus 2 și face 1 minus 2 egal cu minus 1. Da?
1 minus egal minus 1. Notăm cu A indicinde matricea în care înlocuim coloana lui N acum. Deci pe minus 2, 1 o lăsăm și înlocuim coloana lui N. În loc de 1, 1, punem 1, 2. Termen liber. Și atunci det de A indice N va fi determinantul aceste matrici atașate, determinantul atașat matricii, care înseamnă minus 2, 1, 1, 2, și egal cu minus 4, minus 1, minus 4, minus 1, minus 5. Și, în final, avem că M e egal cu det de A indice M supra det de A. Și det de A indice M, determinatul A indice M, l-am făcut, este minus 1. Deci e minus 1 supra det de A, care e minus 3. Da? Și egal cu 1 pe 3. Iar N va fi egal cu det de cine? Determinantul lui A indice N supra det de A. Ce va face A indice N cât este? Minus 5 supra minus 3. Și face 5 pe 3. Da? Minus pe minus, 5 pe 3. Și asta că am aflat pe M și pe N. Hai să vedem dacă ecuația dreptă în condiții... Deci am aflat M-ul cât am găsit acum. M-ul egal cu... M-ul 1 pe 3. N-ul este egal cu 5 pe 3, nu? Și în condiții de asta, ecuația Y egal cu M, care l-am găsit, din 1 pe 3 ori X, plus M-ul, care înseamnă 5 pe 3, și echivalent cu a spune că am luat și ajutor, vine 3Y. 3Y egal cu X plus 5. Iată ecuația dreptă pe care ai cerut-o tu. Y egal cu 3Y egal cu X plus 5, sau duc și pe X în stânga acolo și apare ecuația gradul între în X și Y. La școală nu spunea ceva, trebuie să fie determinat, dar asta sunt și formă, cred. X minus X1, asta o trebuie. Aici văd dat-o sub formă de determinant. Deci ecuația dreptei, deci asta este o variantă de rezolvare, da, aici, și o altă variantă de rezolvare este asta. Ecuația dreptă e AB sub formă de determinant. AB, două puncte, este vorba de determinantul X, Y, 1, X indice A, Y indice A, 1, și X indice B, Y indice B, 1, egal cu 0. Da. Deci ecuația dreptă e sub formă de determinant. Da? Deci X, Y, 1. Și aici x-ul lui A, y-ul lui A, 1, fiind mă refer la B. Y-ul lui x-ul B, y-ul B și 1. Și ceea ce ar însemna echivalent cu x, y, 1, da? Și x-ul lui A este minus 2, minus 2, 1, 1, și respectiv 1, 2, 1. Egal cu 0, da? Echivalentul. Și aceasta este ecuația, este un determinant de ordinul 3 pe care trebuie să-l faci. Tu îl știi foarte bine cu regula lui Sarrus. Primul e 2, se pun dedesubt. Da. Da? Deci pun dedesubt x, y, 1 și minus 2, 1, 1. Și e echivalent cu diagonala prim, diagonala de acestea, nu? Adică x ori 1, 1, x, minus 2 ori 2, 2 minus 4, ori ori 1, deci minus 4. 1 ori y, minus y. Nu, plus y. Plus y, pardon. 1 ori y ori 1, deci plus y. Y, minus. Minus. Diagonala secundară. 1.
minus 1, da. 2x, plus 2x. Plus 2x, da. Și minus 2y. Deci plus 2x și minus 2. Deci plus 2x. E minus secundară. Deci vine minus 2x. Păi nu zice minus secundară? Minus 1, minus 2x și minus 2y. Și plus 2y. Că este una cu minus 2 aici. 1 ori y ori minus 2 și cu minusul din formulă face plus 2y. Plus 2y. Egal cu 0. Echivalent cu. Și reducem termenele asemenea. X minus 2x ar face cât? X minus 2x minus x. Minus x. Deci vine minus x. Y și cu 2y face? 4y. Y și cu 2y, 3y. 3y, da. Deci plus 3y. 3y. Și termenul liber parcă numai pe minus 1 este, nu? Și minus 4. Minus 1, minus 4, minus 5. Minus 5 egal cu 0. Este aceeași ecuație de sus? Da. Uite, dacă mulțim cu minus 1, da, vine x minus 3y plus 5 egal cu 0. Ca și cum aș fi dus pe 3y în partea cealaltă. X minus 3y plus 5 egal cu 0. Și aceeași ecuație este și aș sigur că am lucrat mult mai ușor așa, mult mai repede. Deci, a scrie ecuația unei drepte și trece prin două puncte, o facem sub formă de determinant foarte bine. X, Y, 1, apoi X al lui A, Y lui A și 1, X lui B, Y lui B, 1. Acolo în manual aveți X1, X2, X1, Y1, 1 și X2, Y2, 1. Nu? Da. Și trebuie să determinat să ajungi la ecuație. O altă. A de coordonate 2 și 0. A de coordonate 2 și 0. Și B 0 și 2. 0 și 2. Ecuația drepte AB, nu? Da. AB, două puncte. Va fi determinantul care din x, y, 1, apoi 2, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2 și 1. 2 și 1. Egal cu 0, da? Da, egal. Determinant egal 0, echivalent. Echivalent. Copiem primele două. Da, le punem de desubt pe primele două, x, y, 1 și 2, 0, 1. Da. Și apare. 0. 0, da. Plus 2 ori 2, 4. Plus 4, da. 0. 0. Minus. Minus. 1 ori 0, da. 1 ori 2, minus 2x. Minus 2x, da. Și 1 ori y, y. Minus 2, minus 2y. Minus 2 și minus 2y. Echivalent cu 4. Egal cu 0, da? Da, egal cu 0. Așa. Și atunci, la ce se ajunge? 4 minus 2x minus 2y egal cu 0. 4 minus 2x minus 2y egal cu 0. Împărțim totul prin minus 2. Alo? Alo? Da, da, da. Da, vă rog, vă rog. Da, așa. Deci am descoperit pe internet că tot ce faceți la voastră apropo de agricultură și lecțiile de matematică. Dacă vă interesează, pentru că sunt foarte încântată, eu vă admir și sincer vă felicit pentru toată munca dumneavoastră și să mă curent cu toate acțiunile dumneavoastră. Deci, eu aș vrea să colaborez cu dumneavoastră în sensul că, de exemplu, în prima etapă să mă traduc în franceză lecțiile audio din videoclipurile din DVD
YouTube. Da. Am văzut că aveți, de exemplu, pentru CV-urile de școala de agricultură, aveți CV-uri în românești și în engleză, așa e? Le-am numai în românește, dar în engleză nu. Ideea ar fi așa. Am găsit eu, am găsit pe internet chestia asta și am crezut că scria și acolo cineva sau cine dorește TV-ul pentru școala de agricultură, profesor Ioan Augustu, în română și în engleză, să trimită e-mail video.manual.ursu.arun.gmail.com. Așa, este scrisă și în engleză, de băiatul meu, e scrisă și varianta asta în engleză, dar nu-i, doar e scrisă partea asta, să spunem, printată, da? Deci nu este dublarea filmelor. Dacă dumneavoastră faceți acest lucru, sfatul meu ar fi așa, să încercați un film, să luați un film, în film în care explic tehnologia asta și să dublați, adică să vorbiți în franceză, cunoscând termenii aceia, dumneavoastră sau să găsiți, iată o idee mai deșteaptă, ar fi să găsiți un bărbat, ca să fie vocea de bărbat, și să traducă, să dubleze vocea mea, de parcă eu aș vorbi în franceză. Adică asta... Bine, eu vă propun altceva, pentru că eu dacă găsesc cineva care să citească traducerea mea din franceză cu vocea lui, atunci vă vor că prea mult, m-ați înțeles? Că nimeni nu face nici noi cu vocea lui, m-ați înțeles? Da. Așa. Dar eu altceva vă propun. Eu scriu un textul, deci dacă îmi trimite să zice prin e-mail un text în română de la înțeles. Ca la un film când este titrat, nu? Titrat în limba respectivă. Da, eu am înțeles asta. Însă ce îmi spuneți dumneavoastră, pentru mine este imposibil, pentru că nu am timpul necesar. Eu sunt din cele 24 de ore foarte tare prins cu cele două proiecte. De fac în continuare filme, chiar acum sunt la un film de matematică, la o clasă de a 11-a. Nu am timpul necesar să vă scriu în română tehnologia. Sau tot ce vorbesc eu acolo trebuie scris în limba română și dumneavoastră să traduce în engleză. Sau în franceză. Ideea... În franceză. Da, da, am înțeles. Și există varianta să trecem de la un limbaj la altul, de la o limbă la alta, prin ceea ce se întâmplă în clipa asta în soft. Da. Eu ce vă propun este așa. Nu veți găsi pe nimeni, fără discuții, nimeni nu face nimic, asta este perioada în care trăim, nimeni nu face nimic fără să fie remunerat, da? Dacă dumneavoastră găsiți pe cineva, să construiți un site în franceză, noi discutăm. Sigur că mă traduceți pe mine, informația este a mea, tot. Discutăm și procentajul pe care îl stabilim va fi împărțit de dumneavoastră cu respectivul care face site-ul și face dublarea filmului. Deci ideea este să dublăm filmele. Deci să-l vorbească în limba franceză exact, deci trebuie să știe limba română, cu alte cuvinte. Așa cum vedeți filme de acestea, nu? Este filmul, auzim vocea în limba română. Alo, mă auziți? Nu mă auziți. Să trec de pe. Da, împărțim totul prin doi. Și apare. Și vine 2 plus x. Deci dacă împărțim prin minus 2, hai să zicem. Da, vine minus 2
plus x plus y, egal cu 0. Și asta este relația. X plus y minus 2 egal cu 0. Deci apare x plus y minus 2 egal cu 0. E ecuația dreptei acestei AB. Nu e greu deloc. Deci știi determinantul, înlocuiești x, y, x-ul la y-ul la 1, x-ul la așa, și atunci, cum tu știi că e Saros, el a exclus de sub și produsul ăla și merge foarte bine. Am mai altă problemă? Alo? Da, s-a întrerupt? Nu, s-a întrerupt. S-a întrerupt, nu știu ce s-a întâmplat, s-a deconectat. Da, am fixul, nu l-am la mine acum, nu-l țin minte. N-am ajuns acasă, eu sunt undeva la o sădiță unde lucrez la o clasă de avut special la matematică. Ce să vă spun, încercați pe la ora 10 să vă dau numărul, sau pe numărul ăsta să vă trimit un SMS cu numărul de la al meu, merge așa. Am înțeles, da. Am înțeles. Ideea este așa. Atunci mă sunați în jur de 10, așa, și eu voi fi acasă și atunci vă dau numărul de telefon, îl scrieți, voi ști numărul telefonului, din dat ce ajung acasă, o întrebi soției și voi afla. Da, la noi este cât? 8 jumate. Deci... Așa, bun. Deci, da, de fapt, e 7 jumate, că la mine am pus eu ceasul un pic înainte. Deci este diferență de o oră. Și acum eu mă trebuie să mă duc să muncesc cu unde muncesc eu pentru două oameni. Da. Și după aceea, când mă întorc peste două oră, vă spun. Este și eu dacă... Nu. E perfect, e perfect. Sunați după ce vă întoarceți. Bine, da? Da, e perfect, așa. Bine, mulțumesc frumos! Bună seara! Bună seara, dar bine! Da. Pa, pa! Da. Ai ceva? Te rog. Da. Folosind condiția de colinearitate a trei puncte de determinați. Condiția ca punctele... În seara. Punctele de coordonate. A de coordonate care? A, B. A de coordonate?
A și B. A, B, da. A și B. Punctul B de coordonate B și A. B, A. Și C de coordonate 2A și minus B. 2A și minus B. B. Să fie pe aceeași dreaptă. Deci, zicem A, B, C cu aliniare. Dacă și numai dacă determinantul lor este egal cu 0. Dar hai să luăm în general, să dau formula asta, da? Deci zicem așa. M de coordonate X1, Y1. M de coordonate X2, Y2. Și P de coordonate X3, Y3. M, virgulă M, de regulă P, coliniare, dacă și numai dacă, MNP coliniare, dacă și numai dacă, determinantul X1, Y1, 1, X2, Y2, 1 și X3, Y3, 1, egal cu 0. Știi, noi știam să scriem ecuația dreptă, X, Y1, X2, da. Da. Și acum înlocuim pe X, Y acela cu coordonate celălalt punct. Da? Deci, dacă și mai dacă, produsul ăsta e egal cu 0. Ce ar fi echivalent? Echivalent cu A, determinantul. Determinantul A, B, 1. A, B, 1. B, B, A, 1. 1. Și 2, A. 2, A. Minus B și 1. Minus B și 1 fac egal cu 0, da? Da. A, B, 1. B, A, 1. Și 2, A, minus B, 1 egal 0. Ce ce ar însemna echivalent? Deci le supunem A, B, 1. B, A, 1. B, A, 1. Și să fie echivalent cu prima de A, A, 1, A plus... Nu, A ori A ori A. A pătrat. A pătrat, da. A pătrat. A pătrat. Plus B ori minus B pătrat. Deci minus B pătrat. 2 ori A ori B. Ori 2 AB. 2AB. 2AB. Minus 1 ori A, 2A. A ori 2A, 2A pătrat. Da. Minus deci 2A minus pătrat. 2A pătrat. 1 ori B minus B. Minus B minus A, minus BA. Minus BA. Minus, minus cu minus vine plus A, AB. Plus da. Și 1 ori B ori plus B, plus B pătrat. Minus B pătrat, că diagonala. Minusul ăla de acolo, da. Atenție, minus diagonala se acolo, da? Deci minus B pătrat egal cu 0. Ce s-ar fi echivalent cu de A pătrat mai am 1 și am minus 2 A pătrat. A pătrat minus 2 A pătrat face minus A pătrat. Minus A pătrat, adică minus A pătrat. Da. Minus B pătrat cu minus B pătrat, adică minus 2B pătrat. Corect. Minus 2B pătrat. Și... 2AB și cu AB. 2AB și cu AB. Plus 3AB. Plus, da. Plus 3AB. Egal cu de. Așa este relația. Da? Deci punctele sunt... Așa ce-a cerut. Să se găsească o relație între A și B. Da. Ia vezi cum spune acolo. Folosim condiția de colinearitate a trei puncte determinați. Și cerința era condiția ca punctele A de coordonate A și B, B de B și A și A să fie pe aceeași dreaptă. Condiția, asta da, este. Da. Deci vom spune acum, ca A, B, C coliniare, asta e răspunsul, A, virgulă B, virgulă C coliniare, dacă și numai dacă, avem condiția aceea, putem să mulțim cu minus 1, A pătrat plus 2B pătrat minus 3AB egal cu 0. Asta e condiția de coordonare. Deci găsesc condiția de coordonare. Deci, pe scurt, trebuie știută formula asta. Și asta înseamnă un determinant, îl dezvolți cum știi tu, Brevard Sarus, și asta e la condiție. Atenție la dezvoltare, să nu greșești la semne. Da? Mai departe. Punctul E spune
coordonatele unui punct D ce aparține lui OY, astfel încât punctele ABC coliniare A de coordonate, A de coordonate 1 și minus 2 și B de 3 și 2. B de 3 și 2. Încă o dată. Deci, coordonatele unui punct D ce aparține axei OY. Ia să vedem. D aparține care aparține de OY. Care e ecuația de OY? Axa Y. Deci când noi luăm așa, sistemul de axe, asta e a Y-ilor. Și un punct aici are numai X, Y-ul e 0. Deci ecuația dreptei X-ilor este Y egal cu 0. Iar axa asta este X-ul 0. Deci aici tot timpul X-ul rămâne 0. Deci X-ul nu e în dreapta, nu în stânga, X-ul e egal cu 0. În concluzie, un punct D de coordonate de coordonate X-ul cât este? 0 0 și alfa. Să zic, 0 și alfa. Deci tot timpul pe axa Y, au spus că punctul D aparține axei Y-ului. Deci are X-ul 0. E transmis. Iar Y-ul e neștiut. E alfa. Și probabil că trebuie ca punctele ABD să fie coliniare. Da. Așa zice? Punctele ABC coliniare. AB... Ce-o aici am înțeles? Nu-i D-o. Nu, spune un punct D ce aparține lui Y, astfel încât punctele ABC coliniare și A de coordonate 1 și minus 2 și B de 3 și 2. Dar de ce nu zice nici coordonate are? Asta e... Folosim văzut de coordonate 3 puncte determinați. Coordonatele unui punct de pe axa OY, astfel încât punctele A, B, D să fie coliniare. E greșeală. Da. Deci A, B, D, vezi că zici coliniare A, B, D. Sus vorbești de A, B, C. Aici ori zicem ce aparține la axa OY, deci o zicem ce ca să facem în barul ăsta. Deci o spunem C de coordonate 0 și alfa. C este pe axa OY și atunci are coordonata X-ul 0 și alfa. Și alfa că Y-ul nu știu cât e, sus, mai jos. Acum, dacă ar fi spus că e pe axa X-ul, ar fi fost Y-ul 0 și X-ul necunoscut. Și fiindcă cere să fie punctele ABC coliniare, vom spune A, B, C coliniare, dacă și numai dacă, și ABC coliniare, dacă și numai dacă, determinantul 1 minus 2 minus 2, 1 și 3, 2, 1 și 0 alfa 0 alfa și 1 1, determinantul să fie 0. Deci punctul este coliniar, dacă și numai dacă determinantul este 0. Ceea ce ar însemna echivalent cu? Echivalent cu, copiem 1 minus 2, 1, 3, 1, 1 minus 2, 1, 3, 2, 1 și vom avea 1 ori 2, 2, 2, 2 plus 3 ori alfa, plus 3 alfa plus 3 alfa 0 ori minus 2, minus 2 ori 1, minus 2, minus 2. Cum? 0 ori 2 ori 1? 0 ori ceva face 0. Dar nu vine mai întâi așa? Unde? 1 ori 2, 1, 3 ori alfa, 3 da, alfa, 0. Da, și 0 ori minus 2 ori 1. 0 ori ceva face tot 0. Da, plus 0. Plus 0, da. Minus? Minus. 1 ori 2, 2, minus 2. Păi 1 ori 2 ori 0. Păi vine 1 ori 2 ori 0, da, e 0. Deci plus 0. Minus 0. Sau minus 0, nu are importanță. 0, 0, nici nu mai trebuia să punem, dar dacă tu zici să punem, punem. Mai departe. Alfa, minus alfa. Minus alfa. Minus alfa. Și 1 ori minus 2, minus 2 ori 3, minus 6. Și cu minusul vine plus 6. Plus 6, egal cu 0. Echivalent va spune că plus 3 alfa minus 1 alfa face 2 alfa. Și 2 plus 6 plus 8, nu? Da. Egal cu 0.
deci 2 alfa plus 8 egal 0, înseamnă că deci 2 alfa plus 8 egal 0 împărțim prin 2 și înseamnă alfa plus 4 egal cu 0. Adică alfa egal cu minus 4. Adică punctul C pe care îl căutăm, ce este de coordonate? Ce coordonate are C-ul? C de coordonate 0 și 4. 0 și... nu 4, parcă minus 4. Da, 0 și 4. Deci C-ul, asta era, asta e întrebarea, C-ul e de coordonate 0 și minus 4, pentru că punctul este de coordonate. Da. Deci C-ul, asta, spunem răspunsul C-ul de coordonate 0 și minus 4. Altceva? Fie dreptele de ecuații de 1 egal cu x plus y minus 3 egal cu 0 și de D1 egal cu x plus y minus 3 de coordonate. Nu, D1. Dreapta D1. Da. D1 așa, din mic. Da, din mic. 1, 2 puncte. X plus Y minus 3. X plus Y, y minus 3, 3 egal cu 0. Și D2. Da. X plus 4 Y minus 10. Egal cu 0. Da. Punctul A spune, aflați punctul de intersecție a dreptelor. Așa. Pentru ca să găsim punctul de intersecție, rezolvă sistemul dintre ele. Da. Deci rezolvăm sistemul de ecuații x plus y, x plus y egal cu 3, da? Și x plus 4y egal cu 10. Ori împărțim la nivelul clasei a 8-a, care e foarte simplu, puțin prima cu minus 1, și vine echivalent cu minus x minus y egal cu minus 3, și cealaltă x plus 4y egal cu, cu 10 și le adunăm, nu? Da. Și vine 3y, sunt 4y minus y, da, 3y egal cu 7. 3y egal cu 7, y egal cu 7 pe 3. 7 pe 3. Și dacă știi pe y, afli și pe x. Da. Adică x-ul va fi egal cu 3. X va fi egal cu 3. Și minus 7. Păi, y egal cu 3 minus 3 x. Minus, da. 3 minus 7 pe 3. 3 minus 7 pe 3, care înseamnă 9 minus 7, 2 pe 3. Și ai găsit punctul de intersecție. Deci, P, dacă mătesc cu P, de coordonate x-ul 2 pe 3 și respectiv 7 pe 3. Acestea sunt coordonatele punctului de intersecție. Varianta care cred că te interesează acum în clasa a 11-a, fiind prin determinanți. Deci notăm cu A matricea, cum ți-am arătat mai prima dată la început, adică e matricea coeficienților. Coloana lui X e 1 și 1, 1, 1, iar a lui Y este 1 și 4. Asta e a Y-lor, uite, 1, 1 și 1, 4, a Y-lor. Și atunci zicem, det determinantul, det de A, determinantul lui A egal cu determinantul atașa matricii, adică 1, 1, 1, 1, 1 4, 4, și egal mai departe cu 4 scăzut 1, egal cu 3, nu? Notăm cu A indice X, matricea care se obține din asta de la început a coeficienților, în care locuim coloana 1, 1 cu termeni liberi. 3, 10. Deci 3, 10.
Iar pe asta o lăsăm. 1, 4, o lăsăm. Și atunci, det de a indicii x, det de a indicii x este egal cu determinantul 3, 10, respectiv 1, 4, care va fi egal cu 3 ori 4, 12, 12 minus 10, 2. 10, egal cu 2. Și acum mai facem și A indice Y, matricea în care vom înlocui coloana Y-urilor. Deci, coloana X-urilor lăsăm neschimbată, adică asta, 1, 1, 1, 1. Și în loc de 1, 4, vom pune 3, 3 și 10. 3, da, 3 și 10. Da, 3 și 10. Și acum, det, det de A indice Y, care va fi un număr, egal cu determinantul atașat matricea acestea, 1, 1, 3, 10, care va face egal cu 10 minus 3. 10, minus, 10 minus 3 egal cu 7. 10 minus 3 egal cu 7. Și în clipa asta putem zice că x-ul egal cu det de a indice x, regula lui Cramer. V-a spus, cred că, de regula lui Cramer, deci sisteme pe regula lui Cramer. Deci x-ul este det de x supra det principal determinantul lui A. Det de x supra det de A. Ai văzut, am notat cu A matricea coeficienților. Cu det de x, det de A, cine sunt determinanții? Și acum x-ul este det de x supra det de A. Det de x, îl știu, este 2. Supra det de A, l-am aflat. 2 pe 3. 2 pe 3. Deci x-ul e 2 pe 3. Uite, vezi că am ajuns la acel rezultat. Y-ul este egal cu det de A indice Y supra det de A. Și egal cu det de A indice Y, care știm 7. 7 supra det de A 3. 7 pe 3. Deci și o altă modalitate prin determinanță de rezolvare acestui sistem. Prima variantă e la nivelul clasa 8-a, da? Să amintim că am făcut acolo sisteme lineare și rezolv foarte ușor. Da? Fiindcă aici este în clasa 11 și vrei să arăți utilitatea determinanților, facem așa ceva. Mai departe. Aflați distanța de la acest punct, la dreapta de 3, care e egal cu 6x minus 2y plus... Deci 3. Ai dreapta dată de 3. Deci o să spunem e valoarea distanța că o pun la o dreaptă, da? Deci dacă e dată ecuația AX plus ecuația dreptă, AX plus BY plus C egal cu 0, AX plus BY plus C egal cu 0 și un punct M de coordonate X0, Y0, punct M decorat X0, Y0, atunci distanța de la M, de la punctul M, la dreapta de dată, hai să zicem D1 ca să se confunde cu D-ul ăsta, stai la punct la o dreaptă, este egală cu modul din AX0 plus BY0 plus C, deci modul din asta, AX0 plus BY0 plus C, supra radical din A pătrat, A pătrat plus B pătrat. O da formula asta, ai uite-te. Nu. Dar nu pot spune oară cum am făcut. Deci dacă am un punct și o dreaptă, distanța de la un punct la o dreaptă este asta. Modul din AX0 plus BY0 plus C. Adică trebuie să înțelegi așa. Dacă e dată dreapta de și un punct exterior, distanța asta
de la punctul M, ignorantic 0, 0, distanța asta este modul din, înlocuim pe x-ul de aici cu x0, y-ul cu y0, în modul supraradical din ăsta, coeficientul ăsta plus ăsta la pătrat. Concret, pentru modelul tău, pentru x și tot, mi-ai spus așa că ai dreapta d de ecuații. De 3, de ecuație 6x minus 2y plus 3 egal cu 0. 6x? Minus 2y, da. Plus 3 egal cu 0. Vezi? A-ul este ăsta și B-ul este ăsta. Și ai zis distanța de la punctul care l-am găsit noi la această dreaptă, da? Punctul care era în condițiile noastre, am zis noi că e punctul P, dar putem zice punctul P, a zis, P de coordonate, ți amintești cât ne-a dat parcă 2 pe 3, 2 pe 3, 2 pe 3 și 7, 7. X, ăsta, da, 2 pe 3 și 7 pe 3. Nu așa bine? Da. 2 pe 3 X-ul și Y cu 7 pe 3. Ăsta este X0 și ăsta este Y0. Și acum, conform formulei acestea, distanța de la punctul P, așa am notat noi, P, la dreapta D1, D1 parcă zic, dreapta D1, este egal cu modul din A, la noi cine este? 6. Deci înlocuim X cu 2 pe 3 și pe Y înlocuim cu 7 pe 3. Deci modul din 6 ori 2 pe 3 minus 2 ori Y ori 7 pe 3. Plus 3, da? Da. Deci modul din asta. Supra radical din radical din A pătrat, adică 36. Deci A pătrat. Să scriem 6 la a doua ca să înțeleagă toată lumea. Plus B la pătrat. Minus 2 la pătrat. Și egal cu modul din? Egal cu modul din 6 cu 3 simplificăm prin 3 și face 2. 2. 2 ori 2 face 4. Minus 2 ori 7, 14. 14 pe 3. Pe 3 plus 3, da? Totul supra. Radical din 36 plus minus 2 la a doua 4, 4. Radical din 40. Deci va face egal mai departe cu acum același mitor. Vine 4 ori 3, 12. Modul din 12 minus 14 plus 9, da? Da. Plus 9. Puteam zic 4 scăzut 3, făcea 1. Dar m-am luat, n-am fost atent, și totul pe 3. Și supra radical e 40. Da. Și egal mai departe cu modul din? Modul din minus 2 plus 9, 7 pe 3. 2 plus minus 2 plus 9 e 7. 7 pe 3. Supra radical din 40. Și modul din 7 pe 3 rămâne 7 pe 7 3. Supra radical din 40. Care înseamnă 7, 7 supra 3 radical din 40. 40 poți zice 4 la 10, mai sunt 4 de supra radical, adică 2, 6, 7 supra 6 radical din 10. 6, poți să zic că este egal cu 6, sub, nu, 7, 7 supra, 6 radical din 10, da? 7 supra 6 radical din 10. Și cu asta am rezolvat distanța de la un punct la altul. Deci distanța asta este 7 supra 6 radical de 10. Dar, atenție multă, trebuie să știi formula asta. Mă întreb cum din nou v-a dat-o și cum se va afli tu. Asta a fost temă dată? Da. Păi nu puteai să faci nimic. Asta a fost prima oară când am vorbit despre asta și am făcut doar câteva exemple de determinanți, calcule și... Da, nu se poate face, că dacă ai rezultatele astea. Acum nu mă apuc să demonstrez, pentru că demonstrația în sine consumă niște timp, da. Tu ai niște ieșiții, păstrează aceste rezultate. Deci cu ce noutăți?
Ai văzut că ecuația dreptei care, asta trebuie să știm. Ecuația dreptei ce trece prin două puncte. Da? Ecuația dreptei trece prin două puncte. Adică e vorba de punctul M1 de coordonate X1, Y1 și M2 al punct de coordonate X2 și Y2. Și atunci ecuația M1, M2, două puncte, va fi determinant X1, Y1, 1 și X2, Y2, 1 egal cu 0. Asta ar fi o primă idee pe care trebuie să o fi avut. Ecuația dreptei ce trece prin două puncte de coordonate X1 și Y1. Și nu ai făcut. A și B, mai erau alături, da? Deci asta trebuie să știi ca să poți face ecuația dreptei ce trece prin două puncte. Apoi, a mai fost o chestiune 1, 2, colinearitatea a trei puncte. Colinearitatea a trei puncte. Adică e vorba de punctele M1, de coordonate X1, Y1, M2, de coordonate X2 și Y2, și M3, de coordonate X3 și Y3. Și zicem M1, virgulă, M2, virgulă, M3 sunt coliniare dacă și numai dacă, deci concret sunt coliniare, dacă și numai dacă, determinantul lor, deci sunt coliniare dacă și numai dacă, determinantul X1, Y1, 1, X2, Y2, 1 și X3, Y3, 1, determinantul lor egal cu 0. Deci punctele sunt coliniare dacă mai dacă determinantul lor este 0. Ei? Și am fost încă ceva distanța de un punct la o dreaptă, nu? 3. Dacă am o dreaptă de 1 de ecuație AX plus BY plus C egal cu 0 și un punct P de coordonate X0, Y0, un punct M, hai să tot dați cu M de coordonate X0, Y0, atunci distanța de la punctul M la dreapta de 1 este modul din AX0 plus BY0 plus C supraradical din A pătrat plus B pătrat. Asta este distanța, da? Aceste trei formule trebuiau știute ca să poți să te descurci. Și încă ceva să știi să rezolvi, nu, regula lui Cramer acolo. Da. Da, deci altceva? Mai am o exercițiu. Te rog. Ce spune? Să se determine area triunghiului ABC, știind că A de coordonate minus 2 și 2, B de coordonate 5 și 1, iar C de coordonate 2 și minus 5. E, să-ți dau și formula asta. Deci, dacă ai 3 puncte, M1, de coordonate X1, Y1, M2, de coordonate X2, Y2, și M3, de coordonate X3 și Y3, atunci, aria triunghiului M1, M2, M3, aria triunghiului M1, M2, M3, egal cu 1 pe 2
din modulul det de A. Modulul determinantului lui A unde prin A am înțeles determinantul X1, Y1, X2, Y2, 1 și X3, Y3, 1. Da? Deci, din modulul determinantului A. Cu alte cuvinte, facem determinantului A. Da? D de A. De A egal cu X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, 1. Și facem modulul de acolo. Concret, în cazul tău ai avut A de coordonate ce? A de coordonate. A de coordonate minus 2 și 2. Minus 2, 2. B de 5 și 1. 5 și 1. Iar C de 2 și minus 5. 2 și minus 5. Facem repede det de A, prin A înțelesul matricea, nu iau ăsta. Da? Determinantul matricii. Adică determinantul de A egal cu determinantul X1, Y1, 1, X2, Y2, 1, X3, Y3, 1. Și egal mai departe cu determinantul, în cazul nostru vine minus 2, 2, minus 2, 2, 1, ca la cornealitate, da? Da. Minus 2, 2, 1, 5, 1, 5, 1, 1 și 2, minus 5, 1. De fapt, când zici că punctele se coreane, înseamnă că area triunghiului este 0. Și area triunghiului este 0 când determinantul acesta este nul. De fapt, asta e de aici. În cazul de față, ce facem? Cum știi tu regula lui Salo, spunem minus 2, 2, 1, 5, 1, 1 și face egal mai departe cu 1, 1, 1, 2. Minus 2. Că e minus 2 în primul. Da, minus 2. Da. Minus 5 ori minus 5, minus 25 ori 1. Minus 25. De ori 2, 4. Plus 4. 4 plus 4, da. Minus. Minus. 1 ori 1, 1 ori 2, 2, minus 2. Minus 2. Nu, e doar. E doar minus 2, minus, minus 2. Nu, e minusul, minusul de aici, da? Minus 2, corect. Așa. 1 ori minus 5, minus 5 ori minus 2, 10. Și cu minusul, minus 10. Minus 10 va fi. 1 ori 2, 2 ori 5, 10. Și cu minusul, minus 10. Minus 10, da. Egal cu 0. Egal cu, nu, nu. Calculăm cât este. Nu, mai, nu egal cu 0. Păi egal cu 0 când ceream colinearitatea. Da. Și ca să fie colinear, trebuie să fie determinantul egal cu 0. Dar aici, acum, calculăm de ce numărăm, da, egal cu. Egal cu. Minus 27 plus 4 e minus 23, minus 2 minus 25, minus 20, minus 35. Deci încă o dată. Vine minus 27 plus 4, vine minus 23, minus 2 minus 25, minus 20, minus 30, minus 45. Atenție, minus 45. Și atunci area triunghiului, area triunghiului ABC, este egal cu o doime, 1 pe 2, din modulul minus 45. Modulul minus 45. Și egal mai departe cu 1, modulul minus 45 e 45. 45, da. Și vine 45 supra 2. Asta este răspunsarea, este 45 pe 2. Deci iată că sunt patru lucruri importante care trebuiau știute. Ecuația dreptă și treci prin două puncte. Asta este. Da. Colinearitatea înseamnă acest determinant să fie egal cu 0. Aici, area triunghiului, distanța de la un punct la o dreaptă este asta, da? Ce vezi tu aici, distanța de la un punct la o dreaptă, uite, așa. Și area triunghiului, care este 1 pe 2, din modulul determinantului
am notat că determinantul acesta a lui X1, Y1, X2, Y2, da? Așa ceva. Deci, asta trebuie să știți. Deci, trei, patru chestiuni care erau importante ca să poți să faci eterna. Mai avem ceva? Nu, nu. Așadar, am și făcut sinteza orei. Da, da. Este, sunt puse formule acestea. Geometria analitică a fost aici, nu? Da. Din anul trecut și plus chestiunile astea cu tot ce am văzut acum. Ne oprim aici. La revedere. Seara bună.